Și vreau să vă spun tuturor care mă văd, care mă urmăresc, dacă ceva mai intrați la YouTube, la Google și scrieți Artur Cerari, baronul romilor din Republica Moldova. Acolo o să fie foarte, foarte multe materiale, interviuri, fotografii, deci amintiri. Deci, cum se zice, aveți destul material. Eu sunt comisarul mondial pe toate judecățile romilor, de la Iru. Pe parcurs eu sunt și președintele Fundației Internaționale de Binefacere, Cultură, Dezvoltarea și Renașterea Națiunii. Eu sunt consilierul fostului președinte a Republicii Moldova. Adică sunt membru Consiliul Coordonator pe lângă Biroul Relațiilor Interetnice. Deci atâtea am, cum se zice, am statut că îmi vine foarte greu să-mi aduc aminte. Dar să știți că am o deosebită plăcere, iată, am primit și refugiații din Ucraina, refugiații și romi, și ucraineni, și ruși, și indiferent de naționalitate. Deci, mențin o colaborare restrânsă cu domnul Kotler din New York, care este un profesor, adică chiar profesor este, și cu domnul academician, încă un de naționalitate aid, și în constrânsă colaborare mereu. Deci menținem colaborare și cu Erețu, prieteni mulți, reprezentanți ai Knesetului. Am fost împreună la o întâlnire, la o masă rotundă la Chișinău, la o masă rotundă internațională cu Holocaustul. Deci am foarte mulți prieteni și în Australia, și în Canada, și în Statele Unite, și în Germania, și în Polonia, de tot globul pământesc. Deci Artur Cerari, nu că vreau să mă laud, dar așa și este, este un om internațional, la nivel internațional. A fost o onoare să fiu aici, mă simt foarte onorat să fiu la dumneavoastră și să ne adresați câteva cuvinte. Vă mulțumesc. Deci, din suflet. Tuturor popoarelor, indiferent de naționalitate, credință, le doresc să aibă, cum se zice, nu numai imaginea în suflet, în inimă, dar și în minte, să aibă, indiferent de credință, credințe sunt multe, dar Dumnezeu este unul. Și vreau să vă spun și să vă doresc multă, multă baftă, sănătate, succes, cum se zice, agroisără nahăs, agroisără ghizânt și agroisără gheld. Așeinără gheld. Așeinără gheld. Pe atâta, cum se zice, agroisără nahăs, gonțălibân, mendefis, bizâncopă.